Bună seara și bun găsit la emisiunea noastră sportivă. Vă spun Marian Pușca și împreună cu echipa tehnică. Ca de obicei, invitați deosebiți. Aducem la această emisiune. Vă rog să-mi permiteți să vă-i prezint. Lângă mine se află domnul Valentin Alexandru. Bună seara! Bună seara! Lângă domnul Alexandru se află domnul Lucian Rădulescu. Bună seara! Bună seara! Lângă domnul Rădulescu se află domnul Valentin Isudă. Bună seara! Bună seara, domnule! Pentru început dorim să-i urăm domnului Șoni Par, care săptămâna trecută a împlinit frumoasa vârstă de 73 de ani. Nea Șoni, din partea noastră, la mulți ani. La mulți ani. Rămâi un antrenor pe lângă și un mare jucător cu dumneata, cum ai fost. Rămâi și un antrenor iubit pentru tânăra generație. Pot să vă spun că domnul Șoni Par este singurul campion european al petrolului, să zic, știți, în 1962, la junior. La junior. România învingea în finală cu 4-1 pe Iugoslavia. De asemenea, a câștigat un titlu de campion cu Petrolul în 66, ocupă din 63. Tot așa, ca un element festiv, dacă pot spune așa. Domnul Pal este singurul petrolist care a strâns mâna la doi președinți. Primul în 62, Gheorghiu Dej, și în urmă cu vreo 4 ani, Traian Băsescu. Nea Șoni, încă o dată, la mulți ani și să ne trăiești în continuare. Și l-a prins și pe acesta, noul președinte. Încă nu l-a chemat Iohannis, dar să înțeleg. Un celebra linie de fund, Pal, Petescu, Răcelescu. Da. Hai să începem. Ne-am propus multe lucruri interesante pentru dumneavoastră de discutat. Și vorbim cu cel care a făcut până în urmă cu un an jumătate regulamentele LPF-ului, să ne facă puțină lumină cu cazul Mureșan. Ne interesează pe noi petroliștii, hai să zic, indirect. În perspectiva și meciului de cupă de peste 10 zile, Neavali, cum, ce s-a greșit? O comisie a dat 16 etape, comisia a dat apel, i-a șters-o, a ieșit o adevărată nebunie. Da, nebunie pentru că personajele sunt personaje celebre, să zic, în fotbal românesc, mai ales Rusescu, că probabil dacă era între Ciofăcă și nu mai știu care, nu s-a întâmplat nimic la nivelul Ligii I. Era un fapt și atât, un cot ca alte zeci de coate care se dau într-o etapă, atât în Anglia, cât și în Franța, cât și în Italia, mai ales în Anglia. Dar nu sunt de acord cu comentatorii și de profesie sau se consideră, și făcându-mi o analiștii, nu? Da, analiștii. Analiștii sportivi, cum e domnul Isudor. Și o instanță de altă. Păi de-aia sunt instanțe diferite, că dacă ar trebui ca toate instanțele alea trei să dea la fel, facem mai una, de ce să mai plătim trei? Bănuiesc că am fost înțeles. Dar regulamentul, din păcate, probabil că se va modifica după acest... Stați așa puțin. Este regulamentul care l-ați făcut dumneavoastră. Da, decizia s-a luat după acela sau e alt regulament acum? E ultimul. Eu nu știu, eu m-am retras acum 5 luni. Bănuiesc că nu s-a schimbat regulamentul de atunci, pentru că altminteri probabil că s-ar fi rezolvat și problema asta. Deci, comisia nu se autosesizează, comisia care judecă, se autosesizează secretarul general al LPF sau aparținătoare al FRF, dacă lucrurile nu s-au sesizat prin... Dar proba video nu e concludentă? Păi dacă s-a văzut că a dat cu cotul ăla, ce să da, a dat cu cotul. V-am mai spus, să dau 30 de coate pe etapă. Eu nu la Bărbu Mureșan, eu vă spun regulamentul că vedeți că asta m-ați întrebat. Da, da, corect. Mai departe, sfârșit, vin analiștii și rezolvă problema. Dar nu o să rezolvă. Nici nu am rezolvat-o, de fapt. Pentru că, de câte mi-aduc aminte, a intervenit și domnul Burleanu. Incorrect, n-are dreptul statutar să intervină într-unele comisiilor, indiferent care sunt ale. El poate să ia măsuri. Dacă are nu centimetru. El. Cum? Dacă are centimetru. Poate dacă, să ia măsuri. Dacă are, dar nu el. Dar are centuța, el propune cu gentuța. Nu știu, cu poșetuța. Cu poșetuța, așa. Probabil, da. E problema lui. Că el a mai avut o mică, eu nu, nici nu cunosc personal. În perioada legilor electorale, el s-a pronunțat ca fiind un mare susținător al domnului Ponta, nicio problemă, foarte bine, opțional, n-ai voie să o faci publică, ci nu în calitatea de președinte. O să spun, am făcut-o în calitate de privat. N-ai o funcție, o demnitate
fie de stat, fie în fotbal sau în orice alt organism de notorietate publică, da, am nu ai voie să folosești sintagma am făcut o nume propriu. Pentru că nu ești nume, dacă vrei nume propriu, rămâi strungar. Sau șofer, sau ce vrei tu. Păi o, poate s-a pronunțat într-un cadru privat, nu oficial. Eu l-am auzit la televizor. Așa. Deci revenim la cazul cu Pricina. Prima instanță a dat incorrect, după opinia mea, 16 etape, pentru că nici nu putea să-l judece. În primul trei a judecat Mureșan, pentru că el n-a primit cartonaș roșu. El a primit cartonaș galben, da, de arbitru. Dacă analiștii, specialiștii au stabilit pe probă video, că văd că îți face mare plăcere să folosești termenul. Păi sunt aici, la mine acasă. Bineînțeles, așa. Da? Era numai în două situații, prevăzute de regulament. Deci una este pe probe video, așa cum spui, dacă arbitru a dat o sancțiune galben-roșu la numărul 5, s-a dovedit că de fapt nu era numărul 5 și a făcut o confuzie, era numărul 7. Și atunci comisia stabilește, ia galbenul sau roșu de la, și cu sancțiunea de rigoare, fie inclusiv pe cunoare, și o dă celui care a zis. A doua situație în care arbitru n-a văzut faza, n-a văzut în niciun fel, s-a pedepsit. Asistentul? Arbitrii n-au văzut faza. Bun, și care-i problemă? Dar despre asta vorbim. Să comunice, că au, ce să comunice? Au megafanele alea. Ce să comunice dâmpul? Băi, vezi că i-a dat lui ăla cu cot. I-a dat, păi n-a văzut că i-a dat. Păi a văzut și eu nu văd. La ce vezi v-ați dat? Ne-am uitat la lumești. Voi, eu nici mă uit. Păi Covaci a văzut că a dat cu cot. Și s-a și comunicat prin cască? Nu știu de problema. Păi și dacă îi se comunică, care e problema? Ce se întâmplă dacă îi se comunică? Arbitru poate să revină asupra unei decizii, dar că nu, nu are luat joc. Dar de ce m-a mai schimbat pe mine? Că vă că știți foarte bine regulamentul. Fost observator, fost arbitru. Da, să vezi ce am fost eu. Am și eu acolo ceva la bagaj. Păi nu dacă bagaj. Știi, voi nu mă chemați mai eu. Păi Covaci a văzut, așa. Nu știu cine a spus, a. Că nu sunt eu. Și a dat galben. Așa a considerat el că a fost față. Am înțeles. Cum nu? Cine trebuie să-i spună? Ce să-i spună? El a văzut, nu se uită la nimeni. A dat galben și cu asta basta. Dacă dădea roșu, iar la galben nu. Am înțeles, e clar. S-a dat galben, nu ai cum să-l judeci pentru roșu. Dacă Covaci nu-i dădea nimic, era mai rău. Nu, atunci era foarte bine. Ca să vă satisfacă pofta de sângea voastră, no, sânge vă pereți, a marilor comentatori. Deci dacă nu-i dădea nimic... Mai aproape e de sufletul meu petrolul. Nu știu, de, da? Dacă ești un tip corect, aia cu sufletul, aia cu sufletul e în pat, e în atac, e în cameră, în dormitor, cu regulamente e altă treabă. În atac sau e atac? Da, așa. Deci, dacă nu-i dădea nici galben, era mai bine într-un fel, pentru că atunci se sesiza, într-adevăr, secretarul general al Federației Sălbii, venea cu probă video și dădea 27 de etape și vreo 50 de ani de pușcărie. Probabil. Vă mulțumesc. Da. Domnul Rădulescu, dacă nu era vorba despre un stelist, să făcea atât tantam, după părerea dumneavoastră? Părerea mea că... Cred că batem prea mult monedă pe acest caz. Exact cum a spus și domnul Alexandru, se întâmplă într-un meci, dacă nu 20, 10 sigură însă primesc jucătorii lovituri. Dar spun că a fost un caz, a trecut, jucătorul, dacă așa au hotărât comisiile, indiferent de situație, cum nu, a spus mai dumneavoastră, o instanță pentru cei nemulțumiți. Opinia, mare opinie publică. Poate o să trece și de meciul de cupă și mai atunci noi o să închidem cazul. Da, și tasul, probabil. Poate da. Acum judecăm cu sufletul, fiind petroliști. Normal. În special, dumneavoastră, văd că atacați acest lucru în perspectiva meciului de cupă. Păi. Am trecut un meci de campionat. Jucat? Nici nu știu, a jucat Mureșan? A jucat. Dar nesemnificativ, putem spune, nu? Da. Era nasol dacă îi bătea Târgu Mureș pe Petrol cu și Mureșan, le dea gol Mureșan. Era balamoc mare. Era. Da, atunci trecem și de acest meci de cupă și la revedere. Cazul Mureșan pentru noi, pentru Petrol. O singură întrebare despre acest subiect, domnule Istudor, fostul președintele pe femeie, mitica Dragomir, s-a pronunțat de genul, păi Rusescu, păi, în urma loviturii primite, trebuia să facă pianist. El care a făcut legea 4. Da? E legea lui cu violența. Și se exprimă așa în public. Păi n-are nicio legătură violența din legea 4 cu violența din tren. Vă întreb, domnul Istură, că dumneavoastră sunteți analist sportiv. Domnule, hai să spun și eu părerea despre chestia asta. L-avem din punct de vedere încă. Da. Logic, că pe logică merge. Mergem pe regulamentele, sunt făcute niște oameni care pot greși sau care sunt făcute în spiritul lor. Cum sunt și legile în Parlament.
Deci, în situația dată, nu mă deranjează altceva. Două comisii de aceeași specialitate, cu oameni de aceeași pregătire, o comisie dă 17 etape și alta comisie 0. Deci, excesive amândouă. Eu zic așa, o comisie a greșit. Este la 180 de grade deja. Și atunci o comisie a greșit și membrii acelei comisii care a greșit trebuie să suporte niște consecințe. Normal, dacă nu, înseamnă că n-am făcut nicio ispravă. Nu știu cine și cum a avut dreptate din punctul ăsta de vedere. Eu știu că a lovit cu cotul, că dacă arbitru nu a văzut sau nu a vrut să vadă, pentru că am fost și eu arbitru și s-au întâmplat situații când nu am vrut nu să văd. Că a văzut, mă, omul Dumnezeu. Și păi atunci comisia de specialitate trebuie să autoseze. Că păi avem... Domnului Iisus. Păi ce părere, bă, frate? Păi doi avem tehnică video. Că e Marea Neagră. Doi avem tehnică video. Băi, să restabilim... Ne uităm la un bloc și tu spui că e Marea Neagră și eu sunt de acord cu opinia ta, că e democrație. Ce drept? Deci ideea este să restabilești adevărul, nu să respecti niște spirită de adevăr. Dacă se poate restabili adevărul, e un lucru extraordinar. De-aia s-a băgat tehnică video la tenis, la rugby, la aia. Acolo unde sporturile civilizate. La noi nu se vrea să bage, mai, nu vor mai să trebuie ia... și la șah și le-am făcut pe toate. Da, Anglia e civilizată, domnul, după părerea mea tale. Anglia e civilizată. Păi de ce nu judecă comisia din Anglia după probe video? Să judecă după probe video în situația în care arbitrul nu sancționează. S-a spus în așa, le-a validat la care l-a mușcat pe ăla la campionatul mondial. Da, nu l-a văzut arbitrul, nu i-a dat. Păi și atunci, o lua de ce a dat 3 luni? Bă, fratele meu, nu știu. Cred că eu vorbesc engleza, voi vorbiți balgașa și nu știi niciuna română. Ca idee am zis, nu ca idee. Păi pe Suarez l-a mușcat, nu l-a văzut, nu i-a dat nimic. A venit, dacă lui, v-am mai explicat pe regulament, dacă lui Mureșan nu-i dădea nimic, cu probe video, îi dădea 30 de ani de pușcărie la Ogna Sibiului sau la Ogna Mureș. Să-i dea. Da. Avem telefonul promis, nu răspunde Cristi Damian? Este plecat în vacanță. Da. În Dubai. Mergem mai departe. Avem o poză frumoasă și vreau să vă cer părerea. Marius, hai să dăm poza aceea. Imediat. Da, din păcate avem o mică problemă. Despre meciul de aseară, domnul Istudor? Nu l-am văzut. De ce? Pentru că nu știu cum se întâmplă la Petrolul, are programate meciurile ba duminica noapte, ba luna. Eu lucrez în sistem privat, nu o boieresc ca bugetarii. Și atunci nu-mi permit să mă duc și să ajung la 12 noapte acasă, în principiu. Lucian? Da, un meci în care nu i-am obișnuit în ultima vreme a Petrolului să câștige. Stând cu asta Stelei, ce putem spune despre acest meci? Un meci care a trecut și urmează următorul. Parcă se simte o mai mare libertate de exprimare a jucătorilor. S-a văzut și la Cluj. Da, noi spunem de fiecare dată când se schimbă un antrenor la Petrolul, că se schimbă, păi se simte, națională, sau la Națională, se simte, dar eu n-aș vrea să jignesc pe nimeni. Cum și la Națională, nu putem spune eu că nu este... Eu nu sunt fan Gigi Mulțescu. Încă o dată spun, nu-mi permis să vorbesc la adresa nimănui. De ori spun că de fiecare dată spune să facem un șoc la o echipă, să schimbăm antrenorul. Credeți că dacă la Națională s-a schimbat Victor Pițurcă, de fapt a plecat Victor Pițurcă, nu sunt rezultatele lui Victor Pițurcă? A lăsat 7 puncte. Eu sunt prieten cu Pițurcă. Dar nu, tot pot să fiu obiectiv. Eu sunt prieten cu Edi Iordănescu. Sunt capraț, deci ca idee și aș fi... Te răspund că rezultatele se văd... Deci echipa asta de la rezerva de portar până la rezerva de extremă stângă sunt jucători promovați de Pițurcă. Poate cu 2-3 plombe venite acum pe parcurs, dar... Dar nu în bază, în echipa de bază. Ăsta de la Inter, de la Junior, Pușcaș? Da. Păi ce să facă? Nu echipa de bază. Eu nu am nimic în coată, spun. Petrolul, în ultima perioadă, ne-a învățat cu rezultatele bune, da? Echipa joacă, a jucat și pe vremea lui Răzvan Lucescu, că era căptă o perioadă mai... Joacă și pe vremea lui Gigi Mulțescu. Dar nu joacă ca pe vremea lui Conte. Lui Conte. Asta e. Sau al lui Rezvic. Starea de spirit e cu totul alta. Deci, ca să mă inspire de la domnul Istudor, am și o opinie de nepriceput. Da, ia spune domnul. Voi toți de aici, eu sunt singur care recunosc că nu mă pricep la fotbal. Așa de-am. Dar dau și eu cu părerea. Păi, hai să o luăm, dar e o statistică. Întâmplător am făcut și știință exactă așa la viața mea.
De ce am această preocupare? De adevăr, chiar nu dă asta așa imaginar. Pe ce loc a fost Petrolul cu Contra, cu Lucescu și cu Mulțescu? A câștigat campionatul cu vreun din ăștia? Nu. 2, 3, pe acolo. Acolo, 4. Și cu asta, pe asta. Cum adică jucăm mai bine? Jucăm la fel de bine sau la fel de prost? Eu mă exprimam la frumusețea jocului. Da. Deci nu mai ala încălcițul, tot timpul cu pase înapoi, se pasa mai bine, mult. Da. Era mai plăcut. Cu pase înapoi și cu frică și jucăm mai frumos, suntem tot pe locul 3 sau pe locul 2, nu e regulă. Adevărul e că nu s-a întâmplat nimic. Oricum noi nu suntem mulțumiți cu locul care, indiferent ce s-a întâmplat. Asta spun locul... și eu. Am spus întotdeauna la Petrolul, față de lotul pe care îl are, de antrenorii pe care și-a permis Petrolul să -i aibă. Și am înțeles că și financiar stau foarte bine. Cu un stadion de senzație, de senzație, cu emulația care s-a creat. Eu chiar petrolist așa, de, dacă îl pun și pe taică, de vreo 10 ani, așa? Dinainte poate da să naște, pentru că era energia, era, mai ziceam toate felurile. Distribuția. Așa. Ce se întâmplă, deci, față de toată această emulație, eu n-am văzut spectatori reveniți. Aduți aminte, Lucică, pe la B erau 100, 2, 1000, hai. Maxim 1000. Și înainte de Revoluție, când jucam cu Dinamo și veneau aia să îndepați să fie de Paște, aruncau cu ouă în jucători dinamoviști și în arbitri, se întâlneau toți aici la poliția care era chiar la colț, dacă ți-aduce aminte, unde e Hărculeț, unde doar ce tramvaiul. Da, 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 da. Și acolo injura pe aia de la miții. Atunci aveau și curat să injure pe aia, că asta era treaba. Că erau mulți. Dar sunteți de acord cu mine? A fost o partidă plăcută aseară. Deci nu... De n-am comentat, deci n-am spus că nu este o partidă, nu a fost o partidă plăcută. Dar vreau să spun că ne-am două obișnuit, goluri. Exact cum a spus și în avarii, ne-am obișnuit. Eu cred că e momentul, în sensul pozitiv, am vorbit tot ce am vorbit, sunt chiar foarte mulțumit că Petrolul a revenit de unde nu mai era nimic sau aproape nimic, că ar fi momentul să aibă mai multe pretenții. Sigur. Sau să-și propună chiar să încurce de-a bine la păstea. Sigur. Două goluri frumoase, zic eu, un public minunat care totdeauna e alături de echipă. Nici domnul patron Capră n-a fost uitat, am înțeles că i-au umplut ăștia frigiderul. Dar și aici este o problemă. După părerea unora, domnul Pușcaș, ar fi fost un tir de frigidere. Domnul Pușcaș, și aici este o problemă și bine a spus, Valic, că stabilitatea financiară. Un om, eu nu vreau să intru în conflict absolut cu nimeni, nici cu lideri de galerii, nici cu... Așa. Atât cât a putut acest om, a făcut eforturi și nu este de pupat și nu. A făcut eforturi să ține echipa. Este foarte greu. Navali vine din, spune că de 5 luni de zile s-a retras, nu s-a retras, că tot în fotbal cunoaște, nu pot ține. O să vedeți că o să fie alte echipe din țară care o să vedem ce trăi. Ia simbol, dacă CFR Cluj, unde era raiul pe pământ, cu geamierea. Deci acest om face eforturi foarte mult. La un jucător de 6 luni, eu zic că e bine. Nu-i de pupat. Nu știu care e sursa, care e resursa, calitatea sursei financiare nu mă interesează, dar ține această echipă. Iar pentru iubitorul de fotbal din Păiști e foarte important. Că îl cheamă Capră, că îl cheamă cum l-o chema, e problema lui. Dar această echipă, și am înțeles că nici nu au mari probleme financiare. După părerea dumneavoastră, dacă... Mulțumesc. Bun. Dacă pleacă Capră, cine vine? Că aici e cheia. Păi aici dumneavoastră ca realizator și cei care... Păi cred că vine, eu așa aș face. Cum ați face, domnule? Ăștia care îi umple frigiderul lui Capră, i-aș pune un tir de frigidere. Un tir de frigidere. Așa. Ia veniți voi, mă, știți echipa, să vă umple la rândul lor și alții vă tirul de frigidere. Ia veniți voi cu banii, mă, dacă tot jurați pe ăla care de bani. Eu așa aș face. N-am nimic cu... De-aia, mă, ce ușor e să-l înjur pe unul, știi? Aveam eu o vorbă. Stă unul bastercar pe marginea bordurii, bea din bastercirea vodcă de aia proastă făcută din nu știu ce, mănâncă semințe și se uită la mine care îmi fac o vilă. După ce termin vila, el mache așa, zice, auzi, bă, ia tu să nu dormi în dormitorul ăla cu fața la soare, să dormi de bară, mă. Dar cine ești tu, mă? Și m-am uitat de când tot construiești aici, mă. Tu stai unde spun eu, mă. Păi cine ești tu să... Tu ești suporter, înseamnă la bine și la rău, astea definiția unui suporter, țin cu echipa pe care m-am... Îi port culorile, pentru galben albastru. Păi de ce să-l înjure pe ăsta? Că nu le-a mai dat bani? Sau pentru ce nu cred că le-a dat bani. Păi așa am auzit. No. El a spus că le-a dat. Nu, no, ei sunt autofinanțați. Bun, de ce înjură? Deplasările... De ce înjură atunci? Eu am înțeles de la... Am avut o declarație. E o chestie. Că au plătit. Și ultimele salarii, pe ultima lună. Deci, care e problema? Nu, vreau să spun altceva despre suporter. Pe mine mă oripilează o idee. Echipele astea au dus foarte greu cu banii. Unele sunt în insolvență. Da, e greu de și uite la Rapid.
încearcă să-i redreseze și să duc aruncă cu torțe și... Da, aici... Păi nu, 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 aici e foarte interesant. Lăsați să-mi termin ideea, că e extraordinar de interesant. Și dă amendă 35.000 pe care patronul la loc să dea la jucător, trebuie să dea la federație. Și iarăși el vrea echipă în divizia. Păi eu dacă aș fi patronul cu situația, le-aș spune, bă, dacă o singură dată mai iau amendă din cauza voastră, plec și vă las, mă, fără echipă. Ce vreți să faceți? Ajung la domnul Alexandru, exact ca în bancul ăla. Tu știi ce a făcut Nicolae de la Brașov? Ce facem? Nu. Întrebăm mandus observatori și Ramă și uite bă ce, au înjurat ăștia, au zis ungurii, afară cu ungurii din țară, păi aia, păi, la Brașov mai sunt chestii de-astea și duse vreo 150, nu știu mai cât, de milioane, sau dacă nu vreo 300 milioane. A desfințat galerii, adică sectorul a închis peluza, nu mai, stați-mă în tribuna acolo care vreți să vă ia păi la bătaie. Ce, de acolo nu poate să strige din tribuna? Îl depistezi altfel, mă, că nu e de cu... Păi da, da, am înțeles că sunt vreo 14-15 camere acum. Domnul Pușca, și o anomalie este asta. Cluburile sunt obligate să aibă pază, da? Eu angajez o firmă de pază, îi plătesc, nu, nu, vorbim de regulament. Și se întâmplă ca un derbedeu, nu știu ce să facă, și clubul este suspendat. Petrolului s-a întâmplat să fie suspendat. Asta e regula internațională, n-ai ce să faci. Nu, nu e normal. Doată ce păi eu am plătit... la UEFA, că am înțeles că ai relații pe acolo, pe la FIFA, la UEFA, nu, schimbă am regulamentul. Nu, echilibru să spun niște lucruri adevărate. Da, nu, nu mai dă șmechereală de aia. Nu uita că e un paragraf, un regulament în care... Organizatorul suportă consecințele. Nu, nu, altceva vreau să zic. Cluburile nu se pot delimita de proprii suport. Bineînțeles. Chiar dacă organizezi tu ca club o deplasare. În primul rând că ești organizator. Organizezi meciul acasă, da. La revedere. Corect că se dovedește că ai tăi au fost corecți. E o fractură de logică. Atunci de ce mai mă obligi, că ești obligat prin regulament să ai firma de pază? De ce mă obligi să plătesc firma de pază păi dacă aia nu-și face? Păi, nu, aia nu mă obliga. Atunci dacă eu vreau să... Dacă mă obligi, dacă mă obligi să am firmă de pază, nu mă obliga să suport și consecințele unor DVD-i. Firma de pază trebuie să suporte. Și amenziile și ce vreți. Și ce face tam-tam pe treaba asta? Suporterii Petrolului sunt niște suporteri în afară de... Nu vorbeam de ai Petrolului, vreau să spun în general. În general, este o galerie foarte frumoasă. Eu chiar nu știu despre ce. Este o galerie foarte frumoasă. Super că, frumoasă. Este dreptul lui, eu încă o dată spun, gura lumii nu poți să o astupi. Este dreptul lui ce să strige ce vrea. Aia domnule fi strigat un nici e dreptul lui că a văzut ce o galerie. Nu ați preluat ideea. Eu am spus, dacă erați atent, de ce să suporte galeria de la Peluza 1, pentru că unul sau doi sau cei care și-au luat abonament au făcut niște greșeli. Asta spun. Corect. De ce să fie suspendată toată galeria când fac doar doi inși greșeli? Atunci firma de pază să înregistreze, să ia, să-i amendeze, să-i ducă la poliție și să meargă mai departe. Cum poate să dea firmă de pază? Nici nu are voie să ceară buletinul, dacă știm legea. Dacă vorbim așa, ca să avem opinie... Atunci de ce obligă să avem firmă de pază? Pentru că așa e legea. Da, mergem mai departe. Jandarmeria nu poate să intre decât la cerere. Ea asigură perimetrul în afara la cerere stadion. Sau dacă a fost agresat direct un jandar. Deci da. Nu poate să intre. Mergem mai departe. Din nou, sportivii prahoveni au obținut rezultate meritorii. Săptămâna trecută încep cu voleiul. Din nou, tricolorul MV care activează în divizia B a câștigat cu Suceava 3-0. Până acum băieții tricolorului au 5 partide de disputate, 5 victorii toate cu 3-0. Acum este echipa? A liceului Mihai Viteazul? Nu, așa e. Sunt foști jucătorii, foști elevii ai liceului. Întotdeauna, format pe vremea mea. Eu aici am terminat și... Handbal feminin, tot în Liga a doua, CSU Propene, Danubius Galați, 32-27, iar băieții de la CSM Ploiești, tot în Liga a doua, a țării, i-au învins pe cei de la CSM 2 București, 38-28. CSU Asesov la basket a câștigat cu Gazmeta Media și 81-77. Rezultatul al Fortunei în divizia Bela Fotbal 1-1 la Olimpia Satu Mare. Din păcate pe Cristi Damian nu-l putem prinde, așa că vă spun eu repede rezultatele ultimei etape din Liga Prahoveană. CSU Plopeni cu Bănești Urleta 3-1, Compet Ploiești Fortuna 2, Poiana Câmpina 0-6, Brebu cu Vălenii de Munte 1-1, Drăgăneștiul cu Ceptura 3-1, Cocureștii Colț cu Boldeștiul 0-6, Găzarul Suran CS Păulești 0-7, Prahova Trușeului Vechi Cornu 1-3 și Tricolorul Breaza în derbiul etapei cu CS Brăjoi 2-0. Felicitări lui Vasile Stere,
prietenul nostru și al meu și al lui Valis Tudor. La box, din nou, un pugilist, un fost pugilist prahovean, el anume, mă refer la Amancio Paraschiv, dacă ați văzut gara de la Monța, de la local combat, a dat cu italianul ăla de pământ în prima repriză. Și o bucurie personală de-a mea și bănuiesc că este împărtășită și de foarte multă lume, s-a semnat contractul, dacă vrei să arăți la cameră, pentru modernizarea hipodromului. Și cu documentul. Și-ar spăla toate păcatele. Da, încă nu, încă nu. Da, se vede, da? Cu cine? Cu o firmă care a aparținut fostului afacerist Ierbașu, acum afacerea e condusă în continuare de copiii dânsului. Este o Ierbașu. Importantă investiție de 54 de milioane. De ce? Fără TVA, de lei. Așa. Fără TVA, termen de execuție este un an de zile. Se vor construi clădiri, tribune, graji, locuțare, dar din păcate nu se suflă un cuvânt despre case de pariuri. Va fi un hipodrom internațional. Păi fără case de pariuri? Păi bănuiesc că vor avea, dacă fiind... Păi nu scrie aici nimic despre case de pariuri. Vor fi anexe. Domnul Marian, acest hipodrom, nu, acea clădire va avea anexe. Nu știu. Iar, așa. Iar domnul primar Bădescu a declarat în telegrama de vineri: cu toți ne așteptăm să dăm jos această clădire cât mai repede, să începem lucrările pentru noul hipodrom. Speranța noastră este că derbiul din toamna anului viitor să se țină aici. Va fi singurul hipodrom de trap și galop din țară, a punctat Iulian Bădescu, primarul municipiului București. Ploiești. Eu cel puțin îl credeam pe domn primar Bădescu mai apropiat de natură, unii zic că chiar îi curge pământul din buletin și trebuia să pricea puțin la cai, adică nu poți să iei un cal din graș și îl bagi în derbi. Asta necesită vreo 4 luni de pregătire a calului. Să uită că sunt două etape preliminare importante, criteriul cailor de 4 ani și de încercare. Cai trebuie să participe la aceste două curse. Deci nu mai vă luați. Domnul Pușcaș, aveți, da, vreau să vă spun ceva. Nu sunt un apărător al primarului, dar vreau să vă spun de asta. Așa. Chiar săptămâna trecută am purtat o discuție cu Ulise. Da. Da? Să cumpăr un cal de la el. Calul. Iar pe vijerie, da. Cel mai bun. Deci, vijerie, chiar am purtat o discuție și vreau să spun în felul următor. Deci, nu mă pricep la fenomenul acesta. Dar ce am înțeles și de la Ulise și de la alți crescători de cai, da? Că nu să rămână în aer, nu să ajungă direct în concurs peste un an de zile. Adică dumneavoastră vă priceți la bine, fiind îngrijitor de... A declarat domn primar că în toamna anului viitor vor fi curse, okay, și va fi derbiu. Eu mă refer numai la căsuța de derbi, atât. Păi de ce? Poate vor veni din țară. De unde din țară? Cai, da? Ce numai sunt crescători de cai care participă la... Lucică, unde se antrenează și dacă se strică pista? Vedeți, hai să vă spun altă chestie. Dacă face hipodromul, nu este bine. Ba da, dacă e nu face bine. Domnul Pușca, eu vreau să vă spun încă o dată, nu sunt un apărător al primarului și vreau să spun, nu ascund, că nu mă cunosc așa cu primarul și nu... Dar a făcut niște lucruri, a început să facă niște lucruri în oraș. Nu le vedem pe cele bune. Dar a făcut numai gropii tot orașul. Un lucru bun. Păi știți în ce cauză? Nu. Sunteți informat pentru ce se întâmplă? Nu știu. După terminarea lucrărilor, reabilitarea liniei de tramvai, așa, 5 ani de zile, nu se va mai sparge o stradă. Toți operatorii de apă, de canalizare, au fost chemați. Nu vă spun că idee, că știu. Păi și... Au fost chemați și li s-a spus, spargeți acum. Păi neapărat, urmă... să iasă de acolo, de la, între complexul mare, complexul mic, trebuie o jumătate de oră să vină în Republici. Domnul Valis, e blocat. Păi, ce să mai... Păi, vrem și să avem orașul frumos, dar noi nu avem răbdare. Nu, eu mă refer numai cu sa de derby. Și pentru domnul primar îi spun că o anumită etnie deja a început să care cu căruțele nisipul după pista. Că e acolo un jaf mare, dar... Bine că au căruțe. Au căruțe. Dacă le zici ceva, vine ea cu furci, cu topoare. Au logistică. Ce să au logistică. Neavale, au tăiat balustradele cu flexul. Domnul Pușcaș. Păi nu intervine nimeni, e jaf acolo. De obicei nu mă bag peste ceilalți. Dar eu cred că domnul Rădulescu are dreptate, dintr-un punct de vedere, al ideii.
Ideea da, că se da. Pornește ceva, a se construi. A se construi, să avem mai multă înțelegere. Vedem, vedem, da. Nu, o să vedem la vremea respectivă, ce va fi. Să trebuie, no, dacă no. realizează sau nu realizează obiectivul propus. Oricum, pentru că drumul va fi altă temă aici. Da. Pentru că, că, până 2016, pentru că va, va avea alegeri. E mai rândoie. Păi da, și le stadionul va fi gata. Nu, stadionul va fi gata. Ne oprim aici, 2-3 minute publicitate, știrile sportive pe scurt. Să acordăm termenul de grație fiecare. Petrolul și-a luat un avans pentru sferturile de final ale Cupei României. Unul moral asupra celor de la Târgu Mureș, acolo unde se va da bătălia pentru calificare. Gigi Mulțescu a spus că victoria reprezintă un ascendent moral în fața mureșenilor, însă niciun meci nu seamănă cu altul. Pentru că va fi la ei, iar o confruntare de cupă se joacă altfel. Mai pragmatic decât a făcut-o Mulțescu aseară când în repriza secundă l-a schimbat pe Teixeira cu Mustivar ca să închidă jocul. Antrenorul Petrolului știe că Teixeira s-a supărat când a fost scos, dar așa se întâmplă cu toți jucătorii de valoare. De aceea smurdul nu pune la suflet ieșirea lui, care trebuia amenajat după ce nu mai jucase 3 săptămâni. Peste alte două, Mureșul și Petrolul dau bătălia finală, iar antrenorul Cristi Puștai speră să-și ia revanșa atunci. Profesorul de matematică a fost surprins că publicul a huiduit permanent pe Gabi Mureșan, deoarece știa că Ploieștiul este un oraș anti-Steaua. Echipa orașului are și istorie, iar doi dintre cei care au scris-o pe teren au fost omagiați înaintea meciului. Puiu Dridea și Șoni Pal și-au aniversat zilele de naștere, iar clubul le-a oferit câte un tricou oficial de joc inscripționat cu numele și vârsta actuală. Cei peste 6.000 de spectatori au aplaudat și le-au cântat la mulți ani celor două legende petroliste. Minute. De atât a avut nevoie Petrolul ca să se distanțeze la 5 puncte în clasament de ASA Târgu Mureș. Galben-albaștri au scuturat plasa și au hotărât soarta partidei în prima repriză. Juan Albin a marcat cu un șut în forță, fiind obligat de frumusețea pasei cu călcâiul oferită de Tamuz după cursa centrare a lui Alsenat. Uruguaianul are 5 goluri în acest sezon, fiind vice-golgheterul echipei și este al doilea meci consecutiv când înscrie. Albin a spus după partidă că a părut una ușoară, dar n-a fost deloc așa. Este un gol important pentru el, dar mai ales pentru echipă care s-a distanțat puțin de mureșeni în clasament și datorită lui Geraldo Alves, care a înscris cu capul după cornerul executat de Pablo de Lucas. Geri a punctat a doua oară în acest sezon și la aceeași poartă, ambele reușite fiind trase la Indigo. Capitanul Petrolului are piciorul umflat și resimte dureri după intrarea de cartonaș roșu a lui Zicu. Însă jucătorul Mureșului n-a primit nici măcar galben, iar Geraldo va afla miercuri dacă poate juca în meciul cu Dinamo. Fair play-ul este o trăsătură a portughezului și la final a declarat că astfel de intrări se întâmplă la fotbal. Pentru el cel mai important este faptul că nu a primit gol, deoarece baza unei echipe bune se face cu o defensivă pe măsură. 595 de minute fără gol și neînvinși de 7 etape sunt trăsăturile apărării petroliste. Acestea ar trebui continuate mai ales la partida de cupă de la Târgu Mureș, în cel mai important meci al sfârșitului de an. Da, am revenit. Domnule Răzulescu, v-am lăsat să vă aclimatizați cu căldura sufletească a noastră, a tuturor și a invitaților. Ce mai nou pe la Compet? Mă refer la părticica dumneavoastră, echipa de fotbal. Nu mai este părticica mea de câteva luni de zile. De când am retras-o de la Federația Română de Fotbal din Liga 3 și am dus-o la județ, am oprit orice finanțare către ei. Bani v-ați recuperat banii? Că eu... da. S-a scris în presă că ați băgat ceva bani? Nu. Și aveți vreo cale de atac, păi de ceva? Sunt documente făcute, nu vreau să vorbesc. Deocamdată. Bun, cum acesta, poate nu vă presăm. Poate în altă emisiune. Nu vă presăm deloc. Oamenii care au discutat cu mine la începutul prelorii echipei. Să mai vă discuție și vom vedea pe ce se întâmplă. La noi aveți libertate totală să veniți, aveți ușa deschisă. Echipa, chiar dacă am retras-o din Liga 3-a, nu a avut niciun litigiu financiar înregistrat la Federația Română de Fotbal sau la AJF. Absolut nicio datorie către niciun jucător. Cred că e foarte bine.
E foarte. Și acum ce faceți? Că sunteți la Becali Sport, nu? În primul rând, nu vreau să fiu malicios. E Cristi Chivu, el conduce acum sau? Nu. Dar cine conduce? Nu, este cineva din familie. Este cineva din familie. Ah, da, foarte. S-a vehiculat și Cristi, numele lui Cristi Chivu, dar nu s-a concretizat nimic. Este finul lui Nevali și cel mai bine, al lui Victor Becaliș. Foarte punct. Bine, domnule, foarte ce bine. Punct. Ce lume. Totuși da. Să știți că firma trăiește. E foarte bine. Firma trăiește, a participat chiar de acolo de unde se află la ora actuală Giovanni și la, pot spune transferul, nu, al lui Victor Pisurcă, care este prietenul lui domnul Alexandru. Un coleg de-al nostru din presa sportivă vă adresează câte o întrebare. De data aceasta este domnul Alexandru Niculai, are un site Sport Câmpina. Pentru domnul Vali Alexandru, întrebarea sună în felul următor. Actualul statut al AJF-ului Prahovean nu este conform cu statutul cadru al Federației Române de Fotbal și nu a fost ratificat în instanță. Ce părere aveți? Că nu poate fi pus în aplicare. Nu poate să aibă consecințe. Da. Bun. Pentru domnul Rădulescu, dacă... Și într-adevăr nu e corect acest statut. Eu nu știu, am auzit. Propunerea, nu mai știu ce s-a întâmplat. E o prevedere acolo, adică e un statut care e menit să țină pe termen de 2000 de ani aceeași conducere. Adică n-ai voie să candidezi dacă n-ai 4 ani la... Nu știu ce fie. Am e o porcărie. Dar vreau să vă întreb, dar Burleanu ăsta a avut 4 ani? Eu ce vă spun? A venit din așa, din neam. Deci nu înțeleg de ce la un AJF, care până la urmă e un AJF și atât, la Liga Profesională de Fotbal Crăsat Utiol, făcut ce-mi spunea foarte clar, să fii cetățean în România și să n-ai făcut pușcărie, atât. Da. Și studii superior. Nu știu, dar nici măcar de studii superior. Dar nu știu de ce atâta... Nu. Veniți și la dumneavoastră, domnule. La LPF nu era cu studii superior. Avem hai să luăm un tele. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. E problema, vă sunt pe domnul Vali Alexandru, totul l-am prins la luna voastră. Huliganii după stadioane, ce facem cu ei? Huliganii, huliganii. Păi domnul Alexandru nu mai e structurile ligii profesioniste. Dacă mai în lige, dar știe despre ce e vorba. Da, s-au făcut, din păcate nu sunt soluții. Sunt la nivelul legilor țării, atâta se poate. Pentru că și definiția din regulamentele UEFA, FIFA și inclusiv în toate țările se spune... Stadioanele sunt populate de două categorii, de suporteri și de huligani. Bine. Numai la noi legea 4 spune de combaterea violenței, ca ce ne place nouă să o îmbrăcăm, să o dăm prin făină. Da, degeaba e dată legea 4, nu se ia măsuri. Că dacă se lua măsuri, vă spun eu că nu mai au niciun huligan. Ba nu, legea 4 s-a aplicat și eu zic că a fost foarte bună, însă mai departe, acești huligani, ca să folosesc expresia, și ne referim la câțiva, și mai ales... Nu sunt toți. Câțiva care... Sigur, câțiva care și produc ce produc. Aceste incidente. Nu sunt pedepsiți. Eu cunosc, pentru că lucram cu jandarmeria zi de zi și aveam statistici, la un moment dat, în primul tur al campionatului de anul trecut, erau 53 de deferiți justiției de zrețire, era în instanță, trebuia să fie. N-a fost condamnat niciunul. Asta e legea la noi, România, domnul Vali. Și n-ai ce să faci în plan sportiv sau ca și conducător, faci ce îți permite regulamentul, ce se poate. În momentul în care jandarmul a luat și l-a dus unde l-a dus, de acolo asta nu mă voi spun cu asta, interdicție să nu intre pe stadion. Foarte bun, îi spun omul, stați, îi spune ce spune și intră. I-a dat un judecată pe Supotei. Vă convine? Ce anume? Domnul Capă. I-a dat un judecată pe Supotei. Da. Pentru că ți-a făcut... În loc să facă ședințe cu suporterii, eu țin minte când era Mircea Drida președinte prin anii 80 și președinte al onoare venerabilul domnul Quintus, din două săptămâni se făcea ședință, era salea de șah la petrolul. Păi făcea, dar pe vremea nu se punea problema de huligan, dar făcea cu suporterul. Da, păi poți să faci cu huliganul. A ce făcut și domnul Capră, dar ce-am înțeles eu, că vă minte tot timpul. Auziți? În 80 ce lege iau? E, puteai să faci asta sau pe stadioane? Nu puteai. Că te-ai luat, te-ai mâncat, te-ai... E adevărat și asta, corect. Păi, și acum îl zâmbesc la tine.
huligani. Da. O zi bun, o seară bună. Numai calea dialogului trebuie să fie în prim plan. Bună seara. Pentru domnul... Are dreptate. Eu nu cred. Numai puțin, ajungem că intrăm în criză de timp. Pentru domnul Lucian Rădulescu, dacă clubul Compet, bănuiesc că se referă la echipa de fotbal, este la curent sau a fost înștiințată despre demersul actualului președinte al JF-ului, Pracovean, de a obține în instanță personalitate juridică pentru AJF 2012. Nu sunt la curent cu treaba asta, dacă știi ceva. Am înțeles că termenul este mars pe 25 noiembrie. Cum v-am spus, de 4-5 luni de zile, nu mai am nicio legătură nicio treabă. Și pentru domnul Iisus, dacă în ultima perioadă de timp a remarcat evoluția bună a unui arbitru român și dacă da, ce ți-a plăcut la el? Nu am remarcat niciun arbitru ca evoluție, să sară noi, să văd, să aibă personalitate. Am impresia că sunt dus ca turbele de așa de oi, în față sunt băgați încă pe interese. Asta e opinia mea, ce s-a întâmplat și la eu, nu iubesc Steaua pentru, numai pentru faptul ce ne-a făcut aici pe stadionul Ată Lăcătuș, când eram adolescent, dar ce i-a măcelărit la Târgu Mureș, nu e nicio măsură, e pe față, adică nu e niciun arbitru, deocamdată. Nu am rămânem la arbitrajul ministrului, distanța l-a repus în funcție pe Vasile Avram, începând de astăzi. Cum vedeți treaba asta? Prost. Motivat pentru că cei care au fost și au irosit energiile și competențele n-ar mai trebui să întoarcă. Fiecare are vremea lui, e bine că toată să ne retragem după ce am făcut o treabă bună unde am fost, pentru că lumea să ne mai ducă dorul și să nu se plictisească de noi. Rog regia să-l prindă pe Ionel Luțan și până atunci vreau să-l întreb pe domnul Lucian Rădulescu, care o perioadă, ce-i drept, nu foarte îndelugată, a fost lângă domnul Porumboiul la Vaslui. Ce fel de om este? Că s-a auzit un zvon, că vrea să vină să financeze. Știu că are niște îndeleziciri din astea frumoase, îi place cu combina, să trăiere, să... Vis-a-vis de domnul Porumboiul și domnul Alexandru cunoaște foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine. Eu vă spun că domnul Porumboiul nu va mai investi în fotbal. Deci a fost pe tarza asta. Cu... Eu am, la ora actuală, derulez niște afaceri cu dânsul, adică îi furnizez motorina. Pentru agricultură și vă spun că nu-l mai interesează. Deci nu. Nici măcar l-a avut și râsul când a auzit că este vorba de... Păi da, dar păi Mircea Sandu vrea mică, vrea și el un post de președinte și... Cred că l-a sunat pe Porumboiu și el a găsit pe De ce l-a aruncat-o domnul Alexandru? Da. Care era mai aproape de ploi și s-a avea foarte bine cu Porumboiu. Nu foarte bine. Știi că am fost și frați. De ce nu a aruncat-o? Înțelegeți? E o glumă. O glumă care pentru unii chiar prinsese la un moment dat. Da. Normal să nu se... Probabil că să fi dus capru pe la el, se zice. Probabil. Probabil. Nu știu. Dar nu cred. Nu. Că Porumboiu când vrea ceva, îl cunosc foarte bine. Are, spune el. Spune el, nu prin intermediar. Da. N-are treabă. Am înțeles. Cred că l-a sunat Mircea Seam. Ce mai faci, bă, uite, la Petrolus? Am auzit eu că probabil eu fi spus. A și motivat Mircea Seam. Îl suna pe domnul Alexandru și întreba ce se întâmplă la Petrolus. Îl întreba pe domnul Alexandru ce se întâmplă la Petrolul. Marius, l-avem pe Luțan? Să fie frel, să mai băci. Bine, continuăm. A văzut ce s-a întâmplat în fotbal și s-a săturat. A văzut că toate caracterele din fotbal... Pe data de 29 martie, anului viitor, național, Ilie Oană intră în lumea bună, să zic, din nou, sau era deja într-un circuit european, se va juca aici cu Feroe. Cum vedeți chestia asta? România-Feroe se va juca, s-a anunțat. Păi cred că, în primul rând, ar trebui cu această ocazie să-i mulțumim primarului Volosevici și consilierilor care au fost atunci și au aprobat proiectul. Vivi Răchița, corect. Da, și în rest, e bine, că prea multe variante nici nu erau. Eu cu Feroe pe București sau la Cluj. Maxim 5.000. Probabil și dar nici aici nu ăsta e... Navalii nici aici nu e 15.000. N-ai un ploieștean, n-ai un pracovean în echipa națională. Nu vin om. Este lucru pentru care m-ați întrebat de ce nu mă duc la meciuri. Este și lucru pentru care, pe lângă cel cu vremea, cu ziua și programarea, e și faptul ăsta că în echipa asta nu mai mă trage sufletul sau nu mai văd și eu. Bă, unul din Tinosu, unul din Balea Doftanei, unul din Câmpina. Din Câmpina, din Mizir. Adică mi-aduc aminte Dumnezeu să-l odihnească acolo pe Noni Lindenberg. Mi-aduc aminte că mergea la toate meciurile la țară, venea la arbitraj și ne ruga să trecem într-o rubrică specială
Dom'le, dacă am remarcat un fotbalist și noi spuneam, bă, poate nu știm noi. Nu, junior, dacă, junior. Era specificat, junior. Că-l văd eu după aia ce calități are. Se ocupa extraordinar de mult. Prahova, vreodată. Deci, au fost și Noni și Lipanescu. Traian Ionescu la început, se duceau, vedeau. Nu se mai duce nimeni, nu mai vede nimeni, nu mai avem antrenori prahoveni, nu mai avem jucători prahoveni, nu mai avem... Dar unde care este motivul? Bun, tu vezi acum 15 jucători prin județ pe unde te duci. Nu. Unde îi aduci? Cam înțeles că la unde se este... antrenezi, nu? Așa am auzit. Nu numai asta, dar a devenit un business acum fotbalul. Pe vremuri poate nu era atât de... Acum a devenit un business. Nu era business. Că nu era. Acum a devenit, trebuie să se autofinanțeze. Pentru că, exact cum discutam, întreprindere de stat finanțau atunci, nu? Activitatea sportivă. Chiar era o sarcină de partid. Și aveau serviciu. Florea 3 era Macaragiu la Itau. Asta, dar avea serviciu asigurat. Da. Aveau toți. Toți. Hai că ne apropiem de a doua pauză publicitară. Se pare că nici pe Ionel nu putem prinde. Și să vorbim de partida de duminică a echipei Petrolul, cea din București cu Dinamo. Întâi să vă dau statistica. Cele două echipe care s-au întâlnit normal în prima ligă de fotbal a țării, de 88 de ori până acum. Vă spun statistica și revin. Până acum Dinamo a câștigat de 51 de ori, 18 partide s-au terminat la egalitate, 20 a câștigat Petrolul, Dinamo a scris 174 de goluri, Petrolul 89, în București 33 de victorii pentru maidanezi, 5 egalități și 6 înfrângeri, 115 cu 37 gol averaj în București. Prima partidă în cele două echipe, 9 noiembrie 1952, 4-1 pentru Dinamo. Ultima victorie în groapă, 7 aprilie 2012, 1-3, au înscris pentru noi Hamza 60, Oprița 69, Bujeman 90, pentru Dinamo Marius Nicolae 90. Vi se pare ciudat, dar nu se putea juca cu Dinamo, mai ales că eu am vorbit cu câțiva dintre foștii jucători, până în 89, știți, și în asta etapa era toată în ziua de duminică, marți, luni era liber, marți veneai la primul antrenament, deja intra președintele în vestiar și jucătorii erau atenționați. Nici nu mai intră, eu am fost președinte. Așa? Nu mai intrai. Ați fost? Aveți grijă că duminică jucăm cu Securitatea. Atât. O serie de jucători interesanți sau și antrenori au activat la cele două echipe. I-am scos eu aici. Pe Traian Onescu, Ion Andone, Cosmin Contra, Mircea Reni, Gigi Mulțescu, Florin Halagean, antrenorul la Dinamo, l-a frecat banca de rezervă în 66 ca jucător la Petrolul. Jucătorii Gică Grozea, Sandu Boc, Florian Dumitrescu, Gelu Dumitrescu, Florin Pârvu, Bogdan Onuț, Vali Lazar, Ionuș Șerban, doi juniori de care vreau să-l întreb imediat pe domnul Rădulescu de ce a pierdut Petrolul, și Cristi Vlad. La Victoria, Miliția 2, să zic, dintre petroliști, Adi Ursea. Victoria era Miliția și Dinamo era Securitate. Tot una pentru mine. Tot cu peclițe albastre. Deci la Victoria, Ursea, Gabi Călin și Nicunuța. De ce am pierdut pe cei doi jucători, domnul Rădulescu? Pentru că Petrolul nu i-a vrut. Dar spuneți ca să nu... La ora aceea. A, nu, deci Lazar nu era junior când a plecat. Nu, eu l-am luat la Brazil pe Lazar și pe Ionuș. Șerban era Șerban, da, și pe Șerban. Șerban e și acolo. 17, da. Parcă. Eu l-am luat la Braz, cum de altfel l-am luat și pe Marinescu, dacă vă aduceți aminte. Nu-i păcat, domnule, doi juniori, adică doi jucători tineri să-i pierdem, joacă pentru maidanezi. Eu nu pot decât să mă bucur că îi reprezint. A, asta e altceva. Altceva. Că joacă la maidanezi, e altă poveste și și-ar dori. De exemplu, și pe Sorin Ciobanu îl reprezint și își dorește să revină la Ploiești. Păi am înțeles, nu era litigiu cu sportul? Cu nu, joacă la Reșița. A, da? Și joacă foarte, foarte bine. Înțeles că Oprița a plecat, nu? Și este chiar capitanul echipei de multe ori. A. Dar eu cred că niciunul nu știa de unde ar fi jucat la Petru. Care? Din Lazar și Șerban? Și Șerban? Eu zic că Lazar, cum e Petrolul în foame de extremă, că n-are, s-a văzut și aseară, nu e priso, are viteză, n-are cap, da, mă rog. Mi-aduc aminte de câteva partide și îmi face mare plăcere să vă spun așa câte ceva despre tradiția acestor partide, Dinamo Petrolul.
Știu că la un meci, într-adevăr, ne-a bătut Dinamo cu 4-1, a dat 3 goluri Dumitrache, pentru noi a scris Oprișan. După primul gol a intrat cu capul în bară, a fost, era, bara era pătrată. A fost bandajat și a mai dat încă un gol cu capul și unul cu piciorul. Frumoasă victoria a fost în 68, în prima etapă din retur, pe fostul stadion 23 august, era și zăpadă pe pistă. S-a făcut schimbul acela de jucători. Boc la Dinamo, Gică Grozea la Ploiești. A plecat de la centru teren. Așa, a înscris pentru Dinamo în 33 Pârcălab. În 57-58, Gică Grozea a înscris ambele goluri și galeria, care era cuprinsă atunci, de obicei, se juca pe 23 august, erau trei sectoare de sus până jos cu pracoveni. A mai fost un 2-2 frumos, știu că un gol s-a jucat în groapă. Scuze-mă, Gădăriu, da, până în 90 nu exista o galerie. Tot stadionul era o galerie. Era, într-adevăr, dar noi am fost după meciul cu după Rapid, că Rapid a venit prima dată cu steaguri, cu lozinci, noi nu știam denumirea de bene. Noi veneam cu tablele, că veneam cu 2 ore înainte să începem. Și cu pârâitoarea. Și mi-aduc aminte că era full stadionul, nu găseai un bilet. Deci au fost și vremuri în care frumoasă. Stadionele erau da. Pline ochi. Vorbim despre partida echipei Petrolul de duminică după puțină publicitate. Da, am revenit, suntem în ultima parte, deja l-avem pe colegul nostru Ionel Luțan. Bună seara, Ionel! Bună seara, domnule Pușca, și bună seara invitaților dumneavoastră. Bună seara! Ai terminat emisiunea de la Radio Total, emisiunea radiofonică. Da, suntem cu misiunea îndeplinită în prima zi a acestei săptămâni, ne pregătim deja pentru următoarea, care este miercuri după amiază. Am înțeles, dă-ne și nouă 2-3 bombe. Păi una dintre ele neplăcută ar fi faptul că Oraș Brașoveanu, președintele Ligii Profesioniste cu numărul 2, a fost trimis în judecată de către DNA pentru câteva fapte considerate foarte grave. Pe era moment, cel cu drepturile TV pentru Liga 2, nu? Nu, care vrea să... Nu, pentru alte probleme din perioada în care domnul Brașoveanu conducea clubul Dunărea Galați, acum a venit momentul scadenței și se pare că nu vor urma deloc clipe plăcute pentru Oraș Brașoveanu. Mai apoi l-am avut invitat în studio pe directorul tehnic al echipei din Pitești, Academica, Ciprian Urican, care ne spunea că echipa pe care o reprezintă luptă în continuare cu FC Voluntari pentru promovarea pe prima și ne interesează mai puțin asta pe noi prahoveni. Ne interesează mai puțin pe noi prahoveni cu voluntarii ăștia. Da, 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 prahoveni. Ce să spunem de prahoveni, de Fortuna, care a realizat Pandele, care Pandele e bărbatul deplasare. Unul la unul la statul mare, acolo și câștige. Da? Dacă golul din ultimele secvențe ale partidei realizat de Andrei Antochi nu era anulat, eronat de arbitrul central al partidei. Și așa, Fortuna face o figură remarcabilă, rămâne neînvinsă în jocurile din deplasare și se află la doar 4 lungimi în spatele liderului Poli Timișoara, cu care va duce o luptă acerbă, zic eu, pentru primul loc. Baftă câmpinenilor. Ce vreau să te întreb, frumoasă inițiativa ziarului unde scrii tu Telegrama, zi-mi și nouă chestia asta cu lupii galbeni din diaspora. Dă-ne nu este mânunte. Prima acțiune pe care diaspora galben-albastră o face cu ajutorul ziarului Telegrama și în decembrie trecut așa? A avut loc o festivitate de acest fel, mai mică atunci, undeva la sediul nostru, la etajul 2. De această dată, cei care sunt implicați au ținut neapărat ca acțiunea să se deruleze la stadionul Ilie Oană, acolo unde evoluează echipa iubită pe Petrolul Ploiești. Va fi pe data de 23 decembrie acest eveniment. Frumos. Rămâne ca în zilele următoare. Pentru copii, nu, de la Filipești de Pădure? Sau? De la un centru de amplasament din Filipești de Târg. Frumos. Ediția trecută Frumos. A fost rezervată unor copii de la un astfel de centru din Băicoi. Inițiativa noastră continuă așadar și în acest an, dar cu sprijinul major al diasporei galben-albastre, care urmărește ceea ce face Petrolul de la mii de kilometri distanță de stat. Spuneam de Liga Prahova, la... Petrolistul Boldești a încheiat campionatul cu victoria clară 6-0 de la Cocorăștii Colți, o distanță mare a echipei pregătite de Marian Ilie față de a doua clasată, deja se pregătesc de banchet. Și îmi spunea astăzi Daniel Richită, 2-3 mișcări în pauza de iarnă, pentru că oricum Petrolistul Boldești are cam tot ce dispune mai bun fotbalul prahovean în acest moment.
avem și un alt eveniment nedorit. Din păcate, la nivelul Superligii Feminine de Fotbal, FC Braz a suferit un eșec neverosimil. 21-0 a pierdut echipa din Braz la Cluj. Păi nu s-au prezentat, nu, că acolo l-a luat 3-0. Un scor rar întâlnit în campionatul nostru. 20, cât ai zis? La 0. 21-0. Sunt, mi se pare, penultimul loc. Ce mai contează? Sau da, cu 6 puncte, 2 victorii acumulate, să, ambele în discuție. Ionel, hai să vorbim puțin și despre cei doi jucători de la Vispești, Bobi Rădulescu și Vică Bărăgan, care... Am avut o discuție în această seară cu Ioan Onicaș, președintele Federației Române de Minifotbal, care era prezent la ultima dispută amicală pe care echipa națională o dispută în această seară la Timișoara. Mâine de dimineață, delegația tricoloră va pleca către Muntenegru pentru un drum, atenție, parcurs cu autocarul, care se va întinde pe durata 12 ore. Pentru toți iubitorii de fotbal și pentru cei care vor să-i vadă la lucru pe Gică Bărăgan și pe Bogdan Rădulescu în tricoul echipei naționale, să spunem că toate partidele de la campionatul european din Muntenegru vor fi transmise în direct de postul de televiziune sport.ro. Între orele 12 și 20, am înțeles, dacă am înțeles eu bine. Până la urmă s-a găsit o soluție pentru Bobi Rădulescu și Gică Bărăgan, că nu știu cum e federația asta structurată de mini-fotbal, dar ăștia, ca să participe la acțiunea federației de mini-fotbal, au trebuit să-și, din propriul buzunar, să-și plătească drumul până la Timișoara. Și li s-a spus, în caz de locul întâi, nu aveți niciun leu premiere, n-aveți voie nici diurnă. Nu, din păcate, Federația Română de Minifotbal nu este afiliată încă oficial la Federația Română de Fotbal, iar cei care conduc acest organism se descurcă așa cum pot. Într-adevăr, am fost eu la cheile grăziște acolo și am văzut cam ce fețe să este vorba de să plimbă pe lângă această federație de minifotbal. Noi ne referim la fotbaliștii prahoveni, aceștia au putut să ajungă la Timișoara la reunirea echipei naționale cu sprijinul echipei de club Ploiești 2010 Vispești. Da. Jucătorii vor avea la dispoziție tot ceea ce le trebuie pentru a parcurge la prima lor prezență în echipa națională, un campionat european reușit. Reamintesc, România, cu cei doi jucători prahoveni în efectiv, încearcă să-și apere în Muntenegru, de mâine, de poimâine încolo, cele 4 titluri europene consecutive câștigate în ultimii ani. Am înțeles. Ionel, intrăm în criză de timp, vreau să mai cochetăm preț de câteva ore cu tine, dar îți dai seama, timpul e limitat. Îți mulțumesc. Două cuvinte, ce citim mâine în Telegrama? La pagina o cronică, o cronică de la derbiul Ligia Prahova dintre tricolorul Breaza și CS Brejoi, scor 2-0, dar atenție, nu a mai marcat Marius Vișan, golgheterul absolut al Ligia Prahova. 22 de goluri. Așa, de această dată a marcat Justin Șovoială. Despre Petrolul, faptul că echipa ploieșteană nu a mai primit un gol de aproape două luni, evident, ne referim și la această înfrângere a lui FC Braz, 21-0 la Cluj, cu echipa campioană Olimpia. Rezultatele complete de la Liga Prahova, deci suficiente motive pentru ca și mâine Telegrafa să afle în mâinile dumneavoastră. Am înțeles. Mulțumim, domnul Zina. Mulțumim, Ionele, drum bun spre casă. A fost Ionel Luțan, jurnalist sportiv la Telegrama. Nu uitați că peste aproximativ 17 minute, dacă doriți să urmăriți principalul buletin informativ al acestui trus de televiziune, iar de la 20:30, colegul titanul Victor Preda, împreună tot cu un coleg din presă, Alexandru Călinoiu, are o dezbatere frumoasă. Știți că astăzi s-a anunțat că începând cu 1 ianuarie, gazele se vor scumpi cu 35%. Deci, se vor spune lucrurilor pe nume. Avem și imagini de la ultima victorie. Le dăm acum Marius sau... Da? Tu le pregătești și îmi faci semn când sunt pregătite, da? Hai să vedem cele 4 goluri din reportajul din 2012. Cu 35% gazele se scumpesc? Parte a terenului cu călcâiul pentru Maxim, o centrare bună a lui Maxim. Mustivar așează această minge pentru Amza, care reia spectaculos! Gol Petrolul! Personală. Iată încă o dată această fază, centrarea bună a lui Maxim, recentrarea lui Mustivar și Hamza, care trimite în plasa laterală fără nicio speranță pentru Bălgrădean. Și ce meci vom avea în continuare aici în Ștefan cel Mare. Un gol al Petrolului exact în momentul în care Dinamo părea că deține controlul. Iată, Dinamo ia din nou gol, minutul 60 în meciul cu FC Vaslui.
tot undeva în jur de minutul 55-60. A venit golul marcat de Iero Belo. Merită o mulțime de reluri această execuție. Bugema a ajuns din urmă de Luchin. Îl controlează bine cu brațele Luchin. Totuși Bugema se descotorosește și este gol! Gol Petrolul! 2-0! Marchează Daniel Oprița. Minutul 69. 2-0 pentru Petrolul. Ce fază a făcut Bugema, care... 4, nu știu câte minute pot fi de prelungire. 2-0 pentru Petrolul. Foarte ușor păcălit aici Sârgean Luchin. Un jucător de națională nu poate fi păcălit atât de ușor. Nu ai voie să-l pierzi atât de ușor pe adversar. Luchin, care se ținuse foarte bine de Bugema în momentul în care Bugema făcuse acea preluare spre poarta lui Bălgrădean. Nu poți să te duci după fentă, oricum nu poți să-i dai tușa, nu poți să-i dai tușa să se ducă pe tușă. Îi dai practic poarta, nu ai voie să te plasezi așa. Trebuie să te plasezi între adversar și poartă. E 5 minute de prelungire. Foarte multe. Mult, în condițiile în care două schimbări s-au făcut la pauză. Oh, ce execuție! Gol! Gol! Marchează Bugema! Ce execuție senzațională! Petri și cei doi frați Dida. Iată, dintre doi adversari a reușit Bugema să trimită. Superb! Absolut superb! Nimic n-a fost întâmplător în tot ce a făcut Petrolul în repriza secundă. Deși au fost acele 10 minute din startul reprizei. Și o diagonală spre Țucudean. Străuț are viteză foarte bună. Țucudean extrem de insistent, alunecă, se ridică primul Țucudean, care ar merita mai multă încredere. Poate centrarea lui Țucudean, Marius Niculae, și este 3-1. 3-1, însă mult prea târziu. Dinamo, recuperarea lui Țucudean, nici vorbă de offside. Pe recuperarea lui Țucudean, Dinamo a reușit să marcheze golul al doilea. Bine, aduți aminte de oțelul Dinamo din sezonul trecut, încheiat 3-3, tot cu Țucudean în prim plan. Exact. Intrat la 3-1 în minutele de final, Țucudean. Da, am revenit, mai avem cam 8-9 minute. Aval încep cu dumneavoastră. Hai să mai vorbim despre presiunile care le făceau securiștii. Că dumneavoastră ai stat și la federație, ai fost și vicepreședinte la Petrolul. Dă-ne ceva de culoare, așa. Nu mai securiștii. Asta era politică. Vă aduc aminte. Ia-ți așa. Așa. Meci cu Galați. Galați era retrogradare, juca la noi. Și tovarășul, cred că frățile. Asta era în jur de 87, că frățile din 87, cred. Da. Nu, bun. Și îmi zice, trebuie să ne dăm meciul ăștia. Aha. Păi și la ăștia, tovarășul. La Galați era prim secretar, unul erou al muncii socialiste cu T, Trașcă, Trușcă, ceva de genul ăsta. Truțulescu, să fie. Băi, tovarășu, păi mă, dar nu înțelegi, de-aia nu sunteți voi, mă, politicien. Păi spuneți-le, doamne, că înțelegem dacă ne spuneți. Două majorute cu tablă, unul pentru Zinou, numai unul pentru cazanele de la recipienții. Așa, să făceați un fel de troc. Nu mai pleacă. Corect. Nu mai pleacă spre noi. La 1-0, pentru ei pleacă. Auzi, Navali, dar asta... Putem noi să oprim industria... Corect. Navali, dar e pericol. Eu zic, pe părerea mea, cel mai periculos adversar la Dinamo este Cuno Anghelache. Era periculos așa până în 89? Cine mă bagă în seama? Păi era... Noi știam cu ce să ocupă, dar nu ne privea, că nu era problema noastră. Înțeles că scoate așa cărți pe bandă rulantă. Scrie cărți pe bandă. Da, așa, da, așa, așa. Am înțeles. Și că scrie mai multe decât citește. Asta e cea mai bună. Da. Deci n-ar trebui să ne fie frică de Cuno Anghelache. De ce? Omul a fost corect. Eu știu ce făcea pe la Breaza, când era la Breaza. Ce? Avea un arbitru. Vorbește înainte de 89 sau după 89? Înainte de 89? După 90, după 90 acum, când a fost la Breaza. De la Giurgiu era. Așa. Erau miliții. Toată brigada. Toată brigada. Arbitra minim 3 meciuri în tur, minim 3 meciuri în retur. El a avut o profesie onorabilă. A fost ceva... Cu Alfa 19, Alfa 19. Sau Philips. Și la Londra. Vorbitor de limba engleză, eu îl cunosc foarte bun. După
economist, văd că scrie cărți, tratate, profesor universitar. Doctor, docent. Doctor, docent, ce vrei tu? Asta e viața. Am înțeles. Și plus că e unchiul fraților Negoiță. Da, născuți paradoxal. Atâția profesori universitari din ăștia făcuți, de-aia avem așa absolvenți de facultăți unii care nu sunt cele mai trăiesc. După Revoluție, da. După Revoluție sunt mai mulți decât sergenții majori de la jandarmerie. Cum vedeți, mai avem, mai avem 6.000. Cum vedeți partida de duminică seara? Cu Dinamo? Da, da. Eu zic valoare, îi băți. Asta ai pus întrebări, lasă le explicăm. Dacă ai valoare, îi băți. Dacă ești cine păi ești... Exact, dacă vine Covaci. Dacă vine ăla... Hai mă, lasă că eu Petrolul... Ăla aici se vede... Întâmplat aici dacă vezi, vine Colțescu. Are valoare sau dacă are valoare. Dacă îl pune, sau Radu Petrescu. Hai să nu ne dăm cu arbitrajul, bine. Că... Să joci tu bine și... Punem vreo arbitru. Da. Da. Bine, hai să vedem. Aici se vede valoarea unei echipe. Ne întâlnim pe 1 decembrie, nu? Eu, din câte știu, Petrolul n-a prea avut suferințe mari din ala arbitrajului. N-a avut cu... Cu cine? Cu Colțescu. Nu ne-a tocat. Cu Covaci nu ne-a tocat. Ce să mai... Domnul Lucian Răzulescu, dumneavoastră care ați fost întotdeauna o adevărată țepușă împotriva arbitrilor. Nu am fost. Nu am fost. Nu, el prin natura funcției a fost cu ei. N-a fost împotriva lor. A spus bine. Prin natura funcției am fost cu arbitri. N-a fost cu ei, bă ziua. Da. A fost prietenii mei. Da, da. Și n-am avut probleme. Mei, n-am avut probleme. Ne împărtășiți câte ceva din această frumoasă experiență? Nu. Nu are treabă una cu alta. Ce facem cu Dinamo? Exact. Cum a spus și domnul Alexandru, trebuie să câștigăm. Dacă avem valoare, câștigăm. Dacă nu... De la asta trebuie să pleci pregătirea. Suntem pe de locul 2 sau pe 3. Ăia sunt pe locul 6. Suntem mai buni că ei, trebuie să-i bate. Să nu ne-a dă roșu, că după aia jucăm în cupă. Deci, dar de ce le gândești așa? Păi că, bă, uite că prin natura... Care? Așa? Ultimul timp din Amon... Dacă ești un suporter adevărat, nu-ți dă tot ce e de dat să-ți dea ție, îi dai cu și cu asta, bă. Dacă vrei să fii suporter, adevărat. Dacă nu, n-ai ce căuta pe stadion. Ce trebuie. Da, domnule. În ultima perioadă, Dinamo n-a mai fost favorizată pentru că nu mai are forță. Da, nu mai are prezență nimic. Nu prea mai a fost favorizat. Steaua a fost favorizat. A fost favorizat. Și Negoiți și eu cine? Dacă cu... poate zici că... Dinamo a umblat mai mult să-i ajute pe viitorul să nu retrogradeze vreo 2 ani. Uitați-vă și anul ăsta că ce s-a întâmplat. Adică ei își continuă tradiția clasică de luptă comunistă, viitorul să nu retrogradeze. Asta ar trebui să spunem adevărul ce se întâmplă în fotbal românesc, că vor să revină iarăși la 18 echipe ca să nu retrogradeze. Nu, ai echipă, străduiește soții. Se poate reveni odată ce adunarea generală a luat o decizie. Nu se că vor fi decât 14, se poate... Se poate orice. Între tur, retur, regulamentar nu se poate. Nu se schimbă regulamentul între tur, retur, comitetul executiv, uite ce spune. În campionat nu se poate. Dar nu e orice posibil. Dar nu e orice posibil în țara asta. O singură dată s-a putut, pe timpul victoriei, când era la retrogradare, și atunci a suplimentat Liga 1 cu două locuri ca să țină și pe Victoria și Sportul Zdențe, dacă nu știu oameni. Atât. Dar regulamentarul se poate. Ce au spus domniile lor, în sensul că România se poate orice. Mi se pare că demersul ăsta pe care l-a dus și Gicajul este puțin umflat și ne la locui. Cum să? În campionatul trecut, între tur și retur, o adunare după alegerea președintelui în funcție, momentan, al Federației Române de Fotbal, și mă repet, momentan, președintelor, s-a ridicat în picioare de la Târgoviște domnul Zotic. Și a spus, domnule, eu propun ca anul acesta să nu retrogradeze nimeni. Eu eram, și martorul meu este Virgil Munteanu, care de la Fortuna Câmpina. Și m-am ridicat în picioare și am spus, domnule, permiteți să iau cuvântul. Și am spus, domnule Chivărchean, dumneavoastră, care sunteți mai vechi în fotbal și sfătuitorul președintelui, și portar modest la Clopeni. Nu, mai puțin. A fost, portar la Clopeni. Și am spus, atențiune, că ați vrut schimbarea președintelui Mircea Sandu, că nu se respectă regulamentele. Vedeți că dumneavoastră în momentul nu respectați regulamentele. Corect. Și au început înjurăturile din sală împotriva mea, că sunt echipe ținute de primărie, retrogradează și nu le mai dă la pâinea, salamul și cu pâinea. Deci de aceea vă spun că orice este posibil la ora actuală.
Uite, s-au retrogradat echipe în Liga D, în Liga Județeană, anul trecut, și Federația le-a reprimit să vină, da. Nu-i posibil. Apropo, de ce nu s-a făcut? Că s-a auzit la un moment dat că despre o fuziune pentru satelitul petrolului, între juniorii petrolului și Compet. De ce nu s-a realizat? Că a fost să-mi ies probleme. Da, eu am avut eu o discuție cu finanțatorul petrolului, cu Dan Capră. Așa. Ei vreau să numească Petrolul Ploiești, Petrolul Ploiești 2. Și? Erau pentru că ei vreau să folosească în totalitate jucătorii de la echipa întâi. Da, lucru care nu a fost agreat. Nu puteam de conducerea face. Societății Compet? S-a blocat undeva pe drum. Eu am înțeles că domnul Capră vroia să facă această fuziune, să zic, dar Lucian Rădulescu să dea cașcavalul. S-a mai încercat tot în vară cu Adini Soroiu. Și dacă ar fi fost așa? Deci Vanitei comandăm noi. Nu. Eu vreau să spun în felul următor. Și dacă se făcea această fuziune, da, între cele două echipe, Petrolul îmi dădeau la meci 7-8 jucători, da? Din lotul lor. Erau plătiți de ei, nu era o problemă. Era cea mai mică problemă să plătesc baremul pentru... Din păcat de baza aia frumoasă. Era cea mai mică problemă. Ar fi fost bine să fie așa. Bun, și cu ce țineai dacă promovai în... Asta e. În B. Acolo era o problemă. Acolo era o problemă. Da. Cam atât pentru astăzi. Vă rog să-mi permiteți să le mulțumesc celor trei invitați și în numele dumneavoastră și în numele nostru. Mulțumim echipei tehnice. Ne vedem săptămâna viitoare, să sperăm că vom fi cu zâmbetul pe buze, să consemnăm o nouă victorie a echipei Petrolul, care nu-i de acolo, să bați și Ștefan cel Mare. Nu uitați și de știrile de la 20, iar Victor Preda, așa cum am zis, dacă sunteți interesați de pleașca asta care ne aruncă guvernul în capul la toată lumea cu să scumpesc gazele naturale cu 35% de la 1 ianuarie, nu prea e corect. La intrare pe obiect de luna viitoare, vând sub electoracot. Să scot... Da, aveți nevoie de sobe de teracotă, Lucian Rădulescu. De luna viitoare... Ne lași și numărul unde poți să fii contactat. Acum să faceți un tabel de... La burlane? Burlane luați de la obor. Lemn? Da. Bine, atât a fost. Toate cele bune. Ne vedem pe o săptămână și hai Petrol!